preparăm și fisturina. O facem simplă, cu un pic de unt și cu sare și cu piper. Nu o să fie o rețetă prea complexă. Pur și simplu tăiem niște fâșii mari pe care o să le punem în tigaie cu unt. Le-am spălat în prealabil, cam așa arată secțiunea. Arată ca și carnea de vită. Trebuie să aveți grijă la cotor, dacă simțiți că e prea tare, mai eliminați din el. Aceasta mai mică nu are așa zeamă și zeama aceea roșie, dar este destul de fragedă. Cea mai matură le punem cum sunt în tigaie, cu un pic de unt și vedem cum or să iasă. Încingem bine tigaia, punem un pic de unt, piper, sare și punem imediat și fistulin. Cam așa arată și produsul finit. Arată foarte bine, o să le gustăm. Am pus un pic și de sos iute lângă și vom vedea cum au și gustul. Poftă bună, să ne reauzim cu bine și culegeți doar ciupercile pe care le cunoașteți. Vom face o rețetă și pane de fisturina hepatică.
Le dăm cu un pic de sare, un pic de piper. Un pic de făină de grano duro, o să dăm după ce dăm prin ou și totul trebuie să fie minunat. Suntem aproape gata, mai sunt câteva, am făcut și un mușdei de usturoi. Și acum ar trebui să le gustăm. Frig, sunt superbe. Foarte bune. Poftă bună și culegeți doar ciupercile pe care le cunoașteți.